Intru într-o cameră să-mi iau geaca să ies la țigară și îi găsesc făcând dulce dragoste. Am ajuns să vorbim, să mai dăm câteva shoturi, să filtrăm, să ne sărutăm. Și mi-a zis că voia neapărat să mă cunoască, că doar există un petit problem. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului și Ranghină. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Cine-i Janghina cu ediția numărul 5, era să arăt așa, ediție despre iubire, despre trădare, despre crush-uri, despre relații, drame. Dacă ești inclus în povestea asta, I feel sorry for you. Să începem, astăzi am un co-host alături de mine, pe domnul Adi David, să-l prezentăm. Și este... Adi David, îmi pare rău, bună seara, bine v-am găsit! Domnul Adi David, l-am cunoscut literalmente pe internet, este un băiat de pe internet pe care l-am luat ca prieten. Ne-am cunoscut în comunitatea Timp Prieteni, știu că foarte mulți oameni s-au cunoscut în comunitatea, s-au devenit prieteni și eu și Adi David suntem unul din ei. Și împreună, după cum multă lume știe, suntem părinții lui Cupar, mamă, tată. E oare posibil? Nu, dar suntem. Și nu puneți întrebări, poate avem 40 de ani, you don't know, și Cupar are 20, you literally don't know. Bun. Adi David, prieten drag, persoană deșteaptă, co-host Cine-i Janghina. Adi a fost și el Janghina în momente diferite din viața lui, așa că poate să-și dea cu părerea despre dacă cineva este Janghina sau nu. Așa că, fără alte lucruri, să trecem la poveștile din această seară, mai exact la prima poveste, care, mulțumim Taylor Swift, se numește Karma. Also, dacă uneori citesc greșit, este pentru că poate sunt ușor dislexică, uneori mi-e greu să citesc. Uneori mă încurc. Văd cuvintele, dar cuvintele nu mi-apar corect pe foaie, da? Nu am gândit ce mulțumesc. O să locuiesc în America și vorbesc engleză și poate nu mai știu română. I don't know. Dar salut, rug și invitat special. Astăzi vreau să vă împărtășesc una din poveștile care au avut cel mai mare impact asupra vieții amoroase. Vieții emoționale, vedeți? Nu știu. I hope my therapist ain't watching this, că săraca s-a plictisit destul de povestea asta. Eram în anul întâi de facultate, proaspăt plecată de acasă în București, în timp ce cam toți prietenii mei s-au dus în minunatul orășel de provincie Cluj-Napoca. But I was different și visam la mai mult de piața muzeului cu beculețele alea drăguțe care atârnă, așa că there I was cu prietenii mei cei mai buni la 400 de kilometri distanță. Și fiindcă mi-era frică că ochii care nu se văd se uită, m-am hotărât să-i fac o surpriză BFF-ului meu și să merg de ziua ei la Cluj. Ca o fițoasă care se respectă, mi-am luat bilet de vagon de dormit la clasa 1 și sâmbătă de dimineață băteam la ușa penthouse-ului comunist de două camere din Mănășturi, în care stăteau patru fete plătind o chirie cel puțin berlinească, cu un cadou și multă dragoste de împărțit. Lacrimi, bucurie, ha-ha, ne-am plimbat puțin pe cele două bulevarde din orășel și pe seară ne-am strâns foșta gașcă de liceu la un pre-drinking la fete acasă. Iar după am mers la un club. Că ce să și faci la vârsta asta? Adevărat. Just for context, o rugasem pe mama să-mi trimită de acasă, printr-un prieten, niște ghete în care cădeam eu că arăt bonita and hot, pentru că pur și simplu am simțit că în această seară se va întâmpla ceva. I just knew it. Fucking knew it. Opa. Fast forward la club. În toată acea mulțime am văzut un băiat care, printr-un mod miraculos, îndeplinea toate punctele de pe lista mea plin de superficialitate care descria bărbatul perfect. Îl voi numi James Dean, because he was giving that vibe. Dar more of a Lana Del Rey type of James Dean. Nu Taylor Swift, James Dean, Daydream. Clarificare foarte importantă, mulțumesc. Da, acel blue jeans, white shirt, toxic dude. Kind of up with that și pentru că la vremea aceea eram concurența directă a Fecioarei Maria, băiatul ăsta a trezit ceva în mine ce nu mai simțeam de până atunci. Hormon? Maybe. Dar oricât de hot era băiatul ăsta, filmele mele nebune și erotice pe care mi le dădeam au fost ruinate într-o secundă când l-am văzut sărutându-se pasional și franțuzește cu o domniță care părea a fi iubita dânsului. Nu vreau atârnătura agățată prin janghina de club. Cine se combină în club anyway? Am I right? Mă uitam la el puțin
obsesiv, din când în când, pentru că cei frumoși lui Dumnezeu îi place și nu credeam că e vreo problemă. Doar nu făceam nimic, nu? Doar priveam ceva ce la vremea aia în capul meu arăta că verișorul primar al lui Adonis. Absolut superbă scris această poveste. Mi se părea că și el se mai uită la mine. Dar pentru că am sindromul impostorului, până și în situații de genul mă gândeam că probabil doar mi se pare. La un moment dat, încerc să descriu, stătea cu spatele la noi și mai era cu un prieten și dansau și au început să tot vină mai aproape și tot mai aproape până ce erau chiar în fața noastră. Și dintr-o dată îl văd că, tot rămânând cu spatele, se întinde cumva să-mi vorbească. Cu toată sinceritatea vă zic că am crezut că îmi spune să mă opresc din privit pentru că el are prietene și e cam penibil. În schimb, cu un talent de contorsionist cel puțin de calibrul lui Marian Drăgulescu, I don't know him, mi-a întins telefonul lui și mi-a spus: treceți rapid Instagram-ul și nu zi nimic. No. Moment în care eu, ca o self-proclaimed feministă, women support women, hashtag girly, ar fi trebuit să nu zic nimic și atât. Dar am luat telefonul și cu mâinile tremurânde am tastat username-ul meu de Instagram. Legit mi-a picat fața. Mă uitam după ea pe jos împreună cu demnitatea mea. Credeți că asta a fost tot? După încă vreo aproximativ 20 de minute, am mai făcut contact vizual, trântindu-mi un zâmbet de mai rămâneam pregătită ca Maica Domnului așa out of nowhere. Aveam o fustă în care țineam telefonul în față, băgat în ea, că nu aveam buzunare. Been there, done there. It's efficient. Și am simțit o vibrație. Notificare pe Instagram. Vorbim mâine, ce zici? Tot ce pot să spun e că hornăiala dată de alcool și de cât de intrigantă mi se părea situația m-a făcut să-i răspund menționând că mâine nu voi mai fi aici, că plecam dimineața. Așa că domnul meu a avut ideea răzleață de a mă chema la baie. La baia fetelor. Nu. Girl. They did something. They did something there. Săraca, să vrei să faci pipi și tu, bine mersi, să fii la club, să bați în ușă. Băi, vreau să fac pipi. Să fie oamenii a doi care își fac treaba acolo. Rude. Just a little bit rude. La aproximativ o secundă după ce am citit mesajul, am zburat în încăperea toaletei unde James Dean stătea rezemat de perete și mă aștepta ca și când. Bă, dacă era o fată acolo ce spăla awkwardly pe mâine. Am făcut cunoștință, ne-am spus numele și am dat mâna. Keep it professional. Și vreau să menționez că el nu-mi dădea drumul la mână. Atunci el mi-a zis că voia neapărat să mă cunoască, că doar există un petit problem. Și anume, că el era cu prietena lui în club. Ce puteam să fac? Să plec, nu? Dar paharele de vodka au spus: e ok, nu mă deranjează. E ok, nu mă deranjează. La care el, făcând ochi mari, a spus: nu te deranjează? Iar eu am zis: să nu ai tu probleme, eu n-am treabă. Damn, get a girl, I guess. În inocența mea, fiindcă eram ok, mă gândeam că nu e nimic greșit. Să fac cunoștință cu un băiat în club care se ascunde de prietena lui în baia fetelor. Contactul vizual era extrem de intens și cel puțin ultra profund, intimidându-mă foarte tare. Zâmbeam ca o păpușă gonflabilă și mă bufnea râsul. N-am văzut în viața mea o păpușă gonflabilă care să zâmbească toate așa. Sorry. But who knows? Băiatul încă mă ținea de mână. Iar aici vreau să vă dau un sfat de viață, fetelor. Zâmbetul este semnul universal al băieților pentru da, coborâm la prima să ne f***. Reconfirmat și în prezent. Aici, în euforia clipei, ca să rupă liniștea apăsătoare dintre noi, m-a tras înspre el și m-a sărutat. Dap. Un real f***. Yes. Nu vreun pupicel. Iar după aceea a dispărut în penumbră fugind. Ar fi trebuit să rămână totul acolo, dar mi-a scris a doua zi și am continuat să vorbim. V-am zis că am știut de ce o rog pe mama să-mi trimită ghetele alea. Erau două variante. Am uitat de ghete. How are they here? Îmi întâlnesc iubirea vieții, îmi întâlnesc trauma vieții. I see. Cu sufletul meu inocent, chiar am crezut că e varianta 1. La scurt timp după aceea, el și prietena lui s-au despărțit. I wonder why. Iar noi, următoarea dată când ne-am văzut, cam la două luni după, am ieșit la un date, iar în următoarea zi am făcut dulce dragoste. Evident, el nu prea voia nimic de la mine, dar eu, lipsită de afecțiune și friendzone-uită de alt prinț toată viața mea, am văzut în el salvarea din acest abis al singurătății în care mă aflam. N-a fost așa. No. Am mai vorbit puțin, iar după aceea a urmat un ghost mai dureros decât o codere din pod, însă viața ne-a mai adus împreună de câteva ori. Și acum we kept it like that. Până în ziua de azi, un on-off sălbatic, unde off este când unul dintre noi are pe altcineva, iar on când suntem plictisiți, n-avem ce face, suntem în același oraș. Eu m-am auto-janghinat și blamat pentru această situație, dar sunt curioasă și de părerea voastră. Cine e janghina? Eu sau el? Damn. Girl. I mean, they both did something. Dar totuși, oamenii și-a doi s-au combinat în club și ăla avea prietenă. Ea a văzut că el are prietenă și s-a dus spre dânsul, i-a dat Instagram-ul. El e janghina mai mare, spune chat-ul. Tot era ok dacă el nu venea la ea.
că ea nu ar fi venit la el. Ok, I kind of see it. Ea a admirat de la distanță. It is true. Dar tot avea multe șanse să se răzgândească pe drum. Putea să răzgândească când i-a dat telefonul, putea să răzgândească când i-a scris, se va da a doua zi, putea să răzgândească când s-a dus la baie, putea să se cam răzgândească. Avea timp. El e Janghina, if she a hoe doesn't mean he can't cheat on his girlfriend. Adevărat, eu cred că dacă persoana asta, băiatul ăsta James Dean, și-a înșelat prietena cu această fată random pe care a văzut-o în club, care se vorba la el, sigur a mai făcut-o și alte dăți. Și după aia s-au și despărțit după două luni. Cât de bine să le meargă? Cumva sunt foarte confuz. Cumva dacă povestea se termina cu... And then he ghosted her. Cum mi se pare foarte clar, dar acum mi se pare că they're in a place în care se mai văd, se mai întâlnesc, îi mai duce viața împreună și cumva they're like good for each other in a very toxic way. Sunt curios terapeută ce părere are. Da. Dar, tipa spune că s-a auto-janghinat și blamat pentru această situație. Deci, ne spune cineva, el i-a cerut Instagram-ul, el a scris primul, el a inițiat totul. Fetelor, știu că nu v-ar plăcea să fiți înșelate și dați jet la băieți cu relații, dar dacă tu îl respingi, el o să o înșele cu alta. I mean, that is a point. El avea prietene, el i-a janghinat. Ok, a dorit ea, s-a uitat, a văzut fructul interzis, dar n-a făcut nicio mișcare, doar s-a uitat mor la el. El a inițiat totuși. Ca să citesc din Crem... Și trupa simplu, fetelor, să nu cedați din prima seară. Adevărat. And she kind of didn't. Because she just gave a little smooch. Mă rog, zic că nu e un pupicel, că era un sărut în toată regula. Da, ce da din a doua? S-au pus două luni. Baie la fete, though. The audacity. The confidence of James Dean să te duci, să-i scrii, o să fie un baie la fete și cumva the confidence că she will show up. Da. Și că nu se întâmplă nimic că ești acolo. That to me... Două cu inima frântă. El e Janghina Suprema, două femei și-a avut joc de ele. De gagică s-a înșelat-o și pe asta o ghostuiește. Deși știe că e... Nu, deci nu mai discut. Adi, David, care este verdictul tău? Răspuns final, James Dean este Janghina. I've consulted with my judges, but the decision is mine to make. I've consulted with the judges, but the final decision is mine to make. Fata, autoarea, e de tot janghină, janghinoasă. Dar James Dean, janghină adevărată, singurul meu prieten băiat. Oh, o fi bine, o fi rău. În vara anului trecut, singurul meu prieten băiat, pe care am avut crush 3 ani de zile, s-a dovedit a fi cea mai mare janghină posibilă. Era o zi frumoasă de vară, făcusem curat prin cameră, with my bad playlist on, când l-am avut din sufragerie pe mama că vorbește la telefon cu cea mai bună prietena ei. Țin să menționez că e mama bestiei și mai țin să menționez că eu și bestia ne cunoaștem de când eram pe țeavă. Normal că n-am băgat de seamă ce vorbesc, pentru că au niște subiecte neinteresante. It's still unclear for me if the bestie is a girl. Cu bestie, dar zice bestia. Ok, let's see. Mă întorc la treaba mea și la un moment dat intră mama în cameră și îmi zice că m-a invitat măsa bestiei la majoratul ei. Moment în care m-am simțit puțin de căcat, că nu a făcut asta el, ci măsa, deci bestia e băiat. Probabil e băiatul pe care are crush, I'm guessing. După ce mi-a zis mama asta, am primit un mesaj pe WhatsApp de la bestie. Bestie sau bestie? I'm guessing it's bestie. Titlul e singurul meu prieten băiat, a avut crush pe el 3 ani, îi zice bestie. I'm guessing it's bestie. Sunt și o vinovată de romgleză. I guess we all read it that way. Citez. Te aștept mai pe seară pe aici. And I was like, in my mind, of course. Măta mă invită cu 6 ore înainte de majoratul tău și tu îmi dai mesaj imitându-mă în modul ăsta? Mă rog. După ce am văzut că mi-a dat notificare, am lăsat mesajul în bara de notificări, m-am enervat și abia acum 2 săptămâni l-am lăsat în sin. Păi și nu te-ai dus la majorat? Evident că nu m-am dus. Dar s-a dus sora mea care are 13 ani. Fiind prieten bun de familie, mama a lăsat-o, deoarece se afla și mama bestiei, lui bestie, care era BFF. La majoratul lui Bestie erau invitați niște indivizi de la mine din liceul meu. Vreau să mai menționez că sunt fată trans și că sunt una din victimele bullying-ului în acest liceu cu care am o relație de tip apă și ulei. I see, ok. De dimineață, mama se trezește cu un spam de la sora mea cum că ăștia de vreo oră în continuu mă bârfesc, iar fratele Bestiei i-a furat telefonul și se tot uita cu toți indivizii din liceu pe contul meu de Instagram și îmi comentează fiecare poză, fiecare reper și fiecare pixel de profil. Horror. I am sorry, sweetie. Oribil. Bine că nu te-ai majorat. Pe lângă asta,
sora mea i-a menționat mamei că se simte prost, deoarece nu înțelege ce se întâmplă și de ce fac ei mișto de mine și de unde mă cunosc tipii de acolo. I get it, because she's 13 years old, so, draga, să vadă asta despre sora ei. În momentul ăla, a dat buzna mama la mine în cameră, eu care dormeam cu spume la ora 7 dimineață. În mijlocul vacanței de vară. Da, la 7 dimineața, în mijlocul vacanței de vară, dacă nu te trezește măta cu un aspirator în cameră, nu e zi. Mi-a reproșat că am făcut-o de râs și că acum toți oamenii de acolo știu și că mi-ar trebui rușine, că mă postez machiată pe rețelele de socializare în felul ăsta. Ah, deci maica nu știa că ea face asta. În momentul ăla am întrebat-o de ce s-a întâmplat, pentru că nu înțelegeam de ce îmi reproșează toate chestiile astea, dar ea știe că sunt trans de când era în clasa 7-a și mi-am făcut coming out-ul anul trecut în vară. Aveam să trec a 11-a, deci a trecut o grămadă de timp de la coming out și totul părea ok până în momentul ăla. După care mi-a spus ce s-a întâmplat cu sora mea și mi-a arătat mesajele. Uf. M-am făcut roșie la față de furie, am sunat-o pe cea mai bună prietenă și m-am dus la ea, am început să-i povestesc ce s-a întâmplat. Ea mi-a zis să-i dau un mesaj bestiei unde să-i reproșez anumite chestii, am început să-i scriu un roman întreg despre cum a putut să facă asta, dar scumpa mea bestie, ce cădeți chat și rux că a făcut, mi-a dat sin. Cred că ți-a dat sin pentru că știi de unde să-i sin când te-a chemat la majorat. După toată faza asta, n-am mai vorbit cu el până acum 2 săptămâni pentru că mi s-a stricat imprimanta. I mean, when you need something, you need something. Și nu aveam cum să-mi scot eseul la română. Fact. Și i-am zis, nu m-am rugat, să-mi scoată măcar eseul la infect de la română, să mi-l dea data viitoare când vine cu familia lui la noi, adică în fiecare weekend. Oh, I mean, that family was really close. În prezent, nu vorbesc cu el, doar că vreau să aflu dacă se merită să vorbesc cu el, să clarific tot ce s-a întâmplat sau să mențin atitudinea din vară până acum 2 săptămâni. Cine-i Janghina? Mama, bestia care nu mi-a ținut partea și care mi-a dat speranțe pentru o relație de viitor, fratele bestiei, care e un pricăjit de 24 de ani, sau eu? That was a journey. That was a journey. Pare că autoarea întreabă dacă mama, în general mama ei, nu mama bestiei, it's unclear to me, dar poate să fie mama bestiei. Oricum, niciuna din mame nu mi se pare atât de janghinoasă. Nu pot să cred că fratele lui bestie are 24 de ani și s-a uitat pe Instagram-ul unei tipe și s-a uitat la fiecare pixel și la fiecare poză și să facă mișto. Și săraca soră de 13 ani este adevărata victimă. Pentru că a trebuit să asculte astea despre sora ei. Dar ce pot să observ la povestea asta, mi se pare drăguț totuși, că mi se pare rar în România, că persoana asta și-a făcut coming out în clasa 7-a and their mother is fine with that, that is so sweet. That's rare. Adică, na, nu știm care a fost procesul, dar mi se pare foarte greu să fii fată trans în România. By the way, this is an LGBTQIA+ friendly stream, if it's not obvious. Și dacă comentează cineva pe YouTube ceva de asta... Ăla de 24 de ani n-a atins probleme în viața lui Beth. Yeah. Get a hobby, I'm so mad. Măi, la vârsta dumitale, în anul Domnului, 2023, tu ai 24 de ani. I mean, I guess if that's when the story happened. E cam ajutatul lui frate tu. Bineînțeles că toți ceilalți băieți look up to you pentru că la vârsta aia, whatever. Da. Și tu te folosești de aia ca să, like, bully o colegă de-a lor, like... Se știu toți de când erau mici, da? Vine familia aia în fiecare weekend la familia autoarei și ăla de 24 de ani tot are tupeul extraordinar să facă asta. Știind că sunt prieteni, știind că o se audă. Efectiv, incredibil. Ce cred eu este că The Bestie avea presiune de la fratele mai mare de 24 de ani și de la prietenii fratelui să nu o invite pe autoare la majorat. Și poate nu voia să o invite ca să o apere de cine știe ce s-ar fi întâmplat la majorat. I'm just saying, nu iau apărarea lui Besni. Dar it could be. Și ne spune cineva, altcineva, da, deci mama bestie și mama autoare au un 20% de janghineală. Pentru că am fost în situația să mă duc la un majorat că au vorbit părinții între ei, deși eu nu am fost invitată niciodată. Apoi mama autoare mai primește ceva la sută de janghineală, că și-a șemuit copilul for absolutely no reason. 24-year-old dude n-avea ce căuta în discuție. Big ass janghină. Probabil big ass janghină. Bestie și prietenul lui, tot janghine de la situație, la invitație, discuție, la tot. Da. Kind of agree with this. Gotta be honest. Care este verdictul dumneavoastră final, domnul Adi David? Cine este Janghina Supremă? Janghina cea mai mare? Răspunsul final, Janghina Supremă este fratele de 24 de ani. Get a f-ing hobby and stop bullying literal children. Da. I said what I said. And I took what you said and I didn't take it lightly. Pentru că
Sunt de acord cu tine. Janghina Supremă este fratele bestiei. Janghinos ratat. Get a life. El este Janghina Supremă. Recunosc că și mamele, cum a spus cineva într-un comentariu, au 20% janghină reală. Și mama fetei m-a dezamăgit puțin, mama autoarei. Și the bestie, he's kind of like not doing anything. Like, yes, he could have done more. Dar kind of nimic acolo. Fă și tu ceva, știi? Stand up, do something. Și s-au dat cu sin. Nu, nu. Imatur. Dar nu-l face Janghina Supremă, știi? Janghina Supremă e fratele. Pătratul amoros. Ok. Hai să citim povestea. Povestea mea poate conține până la 4 jumătăți și este destul de lungă, get ready. Eram pe finalul liceului, într-o relație deschisă. Vorba vine deschisă că dacă era după mine, era sigilată, nu închisă. Dar na, îmi plăcea de tipul ăsta. O să-i spunem Teodor. Și am zis că merge. Impusesem doar două reguli în toată chestia asta. Să nu ne mințim and dulcea dragoste se facă protejat. Era și prima mea interacțiune cu Teodor și nu voiam să încep în viață din prima cu boli. Understandable, baby. În perioada aia, aveam noi un grup de prieteni și cea mai bună prietena mea din momentul ăla era și ea în grup, o să-i spunem Manuela. Nu! Not with her best friend. Nu! Nu! Și la o petrecere, Teodor dispare, dar n-am băgat de seamă. Intru într-o cameră să-mi iau geaca să ies la țigară și găsesc pe Teodor și pe Manuela făcând dulce dragoste. Nu! Nu! Ies imediat și îmi cer scuze că i-am deranjat. Nu! Iubita, îți cer scuze. Acum, eu înțeleg, relații deschisă, alea, dar fiți cu cea mai bună prietena mea, merg eu la țigară, mai pot să mai merg la țigară după asta. Cei doi, după câteva minute, ies la mine, după câteva minute, I don't know how that was, fumăm toți acolo și apoi ei se întorc înapoi în cameră. Oh, round two. Am zis că e prea mult. Și am ajuns să merg 3 km la 6 dimineața pe jos acasă. Baby, that's even dangerous. Săraca, era stresată. Păi, dar nu înțeleg, au ieșit la țigară pe balcon și au stat toți trei așa, ce au vorbit? Cum a fost? Ce mai faceți? Scump, a terminat pachetul de trag. Bucur de o experiență. Așteptam și un telefon, un mesaj, ceva de la Teodor, că de la Manuela nici atât. Nimic. Aflu mai apoi că dulcea lor dragoste a fost fără prezervativ, pentru că Manuela nu voia protejat. Nu există, Shockingly că e Manuela. Că de obicei bărbații sunt, nu-mi vine prezervativ, sunt prea stres. Nu există. Dacă zice un tip că nu poate să poartă prezervativ, că nu-i place sau că nu-i vine, it's a fucking lie and a manipulation tactic. This is bad already și nu știu când mai intră și Alex. Dar eu, mică și proastă, moartă cum eram după Teodor, am zis că na, relație deschisă, nu o să arăt că mă deranjează să nu se despartă ăsta de mine. Iubita. Mi-am zis că e doar o chestie de la alcool și nu se repetă. La câteva zile după, la o altă petrecere, I mean, how many parties are these kids having? Ce este un film american în care au un bal în fiecare săptămână? Teodor și Manuela sunt de nedespărțit. Îmi văd de treaba mea și apare al patrulea personaj. Îi spunem Alex. Alex mă vede că sunt supărată și se tot ține după mine. Nu aveam chef de el. Îl ignor și timpul trece. Alex, timp de câteva săptămâni, tot încearcă să se apropie de mine. Se comportă frumos și am zis, păi ce, eu sunt mai proastă? Dacă tot sunt în relație deschisă, să fiu și eu pe bune și să mă combin cu Alex. Săracu Alex. Adică e clar că nu-l plăcea. Și era doar gen, ia să fiu și într-o relație deschisă. Acum problema e. Oh, nu. Alex e vărul lui Teodor. Și nu sunteți pregătiți. Alex e vărul lui Teodor, pe care avea crush Manuela. Deci s-a format un pătrat amoros. Yeah, the square is squaring. Eu nu voiam să am nicio treabă cu Alex ăsta. Săracu Alex, e the true victim in this situation. Justice for Alex. Dar terminat emoțional cum eram și el fiind mai mult decât disponibil, am zis why not? Nu. Tot grupul de prieteni a fost de partea Manuelei pentru că plângea de fiecare dată când ieșeam toți că eu sunt janghină, că știam că ei îi place de Alex. Măi, fetiță. Acum, de ce ar fi, de ce ar putea fi și Alex janghină? Păi am aflat după că Alex se combină cu toate iubitele și fostele iubite ale lui Teodor. Deci Alex și Teodor sunt veri și și Alex îi fură fostele și iubitele lui Teodor? Întrebarea mea, cine este Janghina? E Teodor Janghina că nu a respectat ce am stabilit și a ales-o fix pe prietena mea?
Emanuela Janghină, că a făcut dulce dragoste cu tipul care eram eu și a întors grup împotriva mea? Sunt eu Janghină, că l-am ales fix pe vărul lui Teodor și crush-ul Manuelei? Sau e Alex Janghină, că ne-a jucat pe toți trei? Leave Alex alone! Mulțumesc și pupicei! PS, nu încercați relații deschise doar ca să fiți cool! My f***ing God! Wow. Domnul Vlad ne zice, wow. Asta era schema, Manuela s-a pus cu Teodor să ajungă la Alex. Posibil! Alex a ales-o pe ea, nu ea pe el. Da, adică Alex, autoarea ne zice că Alex i-a făcut pe toți, ne-a jucat pe toți trei, în sensul că Alex se combina cu toate fostele sau actualele lui Teodor. Da, dacă se tot combina cu actualele lui Teodor, de ce nu s-a combinat cu Manuela asta? Că doar se vedea și ea cu Teodor, că clar Manuela era disperată după el. Doamne, ce poveste! Foarte bună! Părerea mea, louder, people at the back, ultima linie de această poveste, nu încercați relații deschise doar ca să fiți cool. Alex, I don't see what he's done wrong. Având în vedere contextul, like, he was just there. Teodor, clar, the boundaries were not boundaring. So that's very not cool. Absolutely not cool. Manuela, după ce că te-a prins your BFF în pat cu prietena tău, după aia te duci la grup să zici că, ah, autoarea mi-a furat my crush? Da, adică e un girl code aici pe care you already broke. Că gen, ok, aveau autoarea și Teodor o relație deschisă, dar știi că e girl code să nu te combini cu actualul ei, că după aia știi de girl code-ul ăsta, că tocmai te-ai supărat pe ea că s-a combinat cu crush-ul tău. Faptul că Alex și Teo are related, maybe it's my favorite part. Mi se pare super. În ce oraș se întâmplă asta? Sunt 6 persoane în total în tot orașul ăsta? Wow. Hai să luăm întrebările autoarei. Cine e Janghină? E Teodor Janghină, că nu a respectat ce am stabilit și a ales-o fix pe prietena mea. Tehnic, a respectat ce a stabilit de a avea relație la... deschisă. Ce n-a respectat a fost una din regulile pe care le-a avut și anume de a face protejat. That's horrible. Și este o janghină totală. Asta cu prietena cea mai bună, it isn't the girl code. Nu că-l spus pe băiat, că și băiatul nu-i prost, nu te combin cu prietena cea mai bună. Teribil om, janghinos. Emanuela Janghină, că a făcut dulce dragoste cu tipul care eram eu, da, este. She knew what she knew and she still did it. Și a mai zis să facă și fără prezervativ, janghină. Dar dublă janghină, că s-a întors grupul împotriva mea. Cum întorci tu grupul împotriva autoarei când tu ești aia janghinoasă? Și te-ai supărat pe ea că a fost cu crush-ul tău când și tu ai fost cu her crush? Era foarte... Nu numai că era mai mult decât her crush, pentru că Manuela și cu Alex n-au apucat să facă nimic, era doar, îmi place de el. Dar autoarea și cu Teodor, they were doing it. Erau foarte împreună, janghinoasă. Sunt eu janghina, că l-am ales fix pe vărul lui Teodor și crush-ul Manuelei. Faptul că l-a ales pe vărul lui Teodor, not really. Era o relație deschisă. E doar vărul lui, nu the best friend. Știi, nu știu cât de apropiați erau. Dar că a ales crush-ul Manuelei, I don't think so, doar te răzbunai. Adică e un pic janghinos. Da, na. Ai arătat și aceeași monedă. Sau Alex Janghină, pentru că ne-a jucat pe toți trei. Pentru că Alex se combina cu toate femeile actuale sau nu al lui Teodor. I don't know. Nu știu, mi-e un pic milă de Alex ăsta. Într-adevăr, nu mă așteptam la acest twist să se combine cu toate femeile. Dar mi-e milă de el că pare că l-a cam folosit autoarea ca să se răzbune. So I don't know, he is the least Janghină for me. Notă părere, că știu că îl cheamă Alex totuși. Da, sunt curios ce relație are Alex cu Teo. Da, cât de apropiat sunt. Exact, cât de vezi. Do they like compare notes? Dacă au postat like... asta la... Și ce aș fi vrut foarte mult? Să-mi trimită o altă persoană din pătratul amoros, partea, perspectiva lor din poveste. That would have been so f***, you see? Domnule Adi David, care este verdictul dumneavoastră? Pot să sun un prieten? Dar nu știu pe cine ar suna. Poți să sun pe tine? Da, sună. Alo? Da. Ce faci? Da, bună, bine, uite, sunt pe stream. Așa. 4 persoane. Da. 2 guys, 2 girls. Toată lumea, s-a plăcut toată lumea, de genul opus. Opa, așa. They're all straight? Ok. Așa. Trebuie să aleg dintre 2 persoane, care e janghina mai mare. Da. Și am așa, fie the evil care a rus grupul împotriva prietenei ei, fie the guy care a făcut nepotejat cu altă tipă. Deși prietena lui l-a rugat să nu facă asta. Tot timpul e bărbatul, nu știu cum te mai gândi. Tot timpul e bărbatul, votează bărbatul. Bine, mulțumesc. Bine, te salut, ba. Hai că mă sun că termin, să mai vorbim și noi. Da, sigur, ba. Bine, te salut, ba. Am răspunsul. Scuze, eram la telefon, spune-mi. Răspuns final, Teodor. Du-du-du. Interesant.
Apreciez perspectiva ta. Nu știu cine te-a sfătuit să zici așa ceva. Pentru că Teodor este într-adevăr o janghină de om. Dar noi votăm aici janghina supremă din poveste. Hai să luăm oamenii la rând. Este Teodor janghină că nu a respectat ce au stabilit și a ales o fix pe prietena lui? Janghină de om. Este autoarea janghină? She was in her revenge era. She was kind of slaying for a moment there. Like am folosit pe Alex, dar după aia am aflat noi că Alex cam voia să fie folosit. Așa că o să-i dau una janghină tipei. Este Alex janghină. I mean, he's just a tiny bit, un 30% acolo. Dar janghina finală și janghina supremă, care a afectat cele mai multe personaje în moduri diferite. Și pe Teodor. Și pe autoarea. Și prietenii autoarei. Și nici nu s-a combinat cu Alex. I am gonna say, janghina supremă este Manuela. A judecat. Înșelat sau înșelător. Bună Rux, bună chat, bună eventual guest. Astăzi am decis să vă povestesc despre cum a ieșuat ultima mea relație, să decideți cine e jăgărina. Eu sau fosta mea. Noi zicem janghina aici, este termenul pe care îl folosim. Povestea începe în 2021, în luna mai. Unui tovarăș îi plăcea această fată, Marcela, care, de altfel, era foarte popular în micul meu oraș pentru dorsalul său. I already hate this man. No, okay. I already hate this man. Era populară că avea un fund frumos. Neavând însă un efect cuceritor asupra mea, cum avea asupra celorlalți masculi alfa din jurul meu. Cred că faptul că nu eram așa de interesat de corpul ei a intrigat-o. Oh, you're not like other guys. Și astfel, în loc să-i reciproceze avansurile pe care tovarășul meu îi le făcea, aceasta prefera să flirteze cu mine. Fast forward, o lună mai târziu, timp în care am vorbit din ce în ce mai mult și ne înțelegeam foarte bine, am oficializat relația, deci te-ai combinat cu ea. Abia după câteva săptămâni de relație, eu am observat că noua mea iubită nu vorbea doar cu un fost de-al ei, ci cu trei foști, care știam, for a fact, că încă sunt în limbă după ea. Știam că doi dintre ei erau irelevanți, deoarece ea nu a avut cu adevărat sentimente pentru ei, dar unul dintre ei simțeam eu că încă nu a reușit să iasă din minte. Keep in mind, în timp ce tipul acesta, Bogdan, fostul Marcelei, avea la rândul său o iubită pe care o înșela, pe care a mai înșelat-o de câteva ori cu Marcela, înainte să fiu eu cu ea. I-am explicat de ce aș prefera dacă nu ar mai vorbi cu el și cum asta mă face pe mine să mă simt puțin nesigur cu privire la sentimentele ei față de mine și de relație în sine. Dar nu i-am interzis în niciun fel să vorbească cu el dacă asta simțea să facă. Nu i-am interzis, that's so nice of you. Alt fast forward, după două luni de relație, am fost plecat o săptămână într-un fel de tabăr. Înainte să plec, aflasem că Marcela o să fie și ea singură acasă în acea perioadă. Astfel că prietena ei, Ioana, care considera că Bogdan era un partener mai bun pentru Marcela decât mine, urma să doarmă la ea. Cumva, eu și această fată, să-i spunem Corina, am ajuns să vorbim, să mai dăm câteva shoturi, să filtrăm, să ne sărutăm. A doua zi, când mi-am adus aminte ce am făcut în stare de ebrietate, dăm vina pe ebrietate. Am regretat, not gonna lie. Dar nu i-am spus Marcelei. Până la a doua petrecere, deja nu mai vorbeam prin mesaje cu Marcela, deoarece aflasem că a ieșit afară cu fostul ei când eram eu plecat. Drept formă de răzbunare, în seara petrecerii m-am sărutat atât la adevăr și provocare, cât și la învârte sticla cu 5 persoane, atât fete cât și băieți. Învârte sticla, great. Adevăr și provocare, tabără. How old are these people? De luni până vineri, cred că am schimbat maxim 5 mesaje cu Marcela, amândoi fiind geloși și niciunul nerecunoscând. În ultima seară m-am făcut rachetă de beat și am început să mă sărut în club cu Corina și un băiat pe care am aflat tuturor că l-am făcut să realizeze că îi plac băieții. Era cam wild. Okay. Când am ajuns acasă, Marcela a aflat de la persoanele cu care am fost în tabără tot ce făcusem eu. Am avut o conversație foarte lungă apoi, pe care, deși eu am insistat să o purtăm față în față, ea nu a vrut și prin mesaje am aflat astfel că ea, că și ea m-a înșelat cu fostul ei înainte să știe ce făcusem eu în tabără. Așa ne-am despărțit. Acum vă întreb, cine credeți că e janghina? Eu care am înșelat-o pe fosta mea cu mai multe persoane cu care nu aveam sentimente, sau ea că m-a înșelat cu fostul ei care a insistat să vorbească? Deci e vina ei? Că ea m-a înșelat cu persoane care... eu am înșelat o persoană care nu aveau sentimente, dar ea m-a înșelat cu cineva care avea sentimente. You cheated first. Ok, și ea a înșelat, ca și cum prima, că nu știa că ai înșelat-o tu, dar în ordinea evenimentelor... Amândoi ne spune efectiv super, dar tu ești janghina mai mare că crezi că n-ai făcut nimic greșit și mai și anunți. Domnule Adi David, ce credeți? Efectiv, adică sure, she's also messy, obviously, și cumva not a good person to be in a relationship with, dar... This dude,
come on. Messy King. Și de ce a specificat să povestească faptul că s-a sărutat cu băieți și l-a așteptat pe un băiat să descopere că, ca și cum ce, că I'm gonna be nicer with you? I don't what is, I feel very uncomfortable. Why are you telling me this? Messy clown, not king. Și mă enervează, mi se pare că poți să-ți dai seama atât de multe despre o persoană din cum pune întrebarea la cine-i Jangina. That is, adică, nu știu, eu așa am judec oameni de acum înainte, îi pun să trimit o poveste la cine-i Jangina și vă cum întreabă. Ia că m-a înșelat cu fostul ei, cu care a insistat sau să vorbească. Sau eu pus pe mine sau eu care am înșelat-o cu persoana care nici nu le iubeam. Că eu nu-mi plăcea de el, nu avea sentimente, dar ea avea sentimente față de la Ed. It doesn't count. Cheating is cheating. So yeah, both Jangine, el clar Jangina mai mare. Da, aici votăm Jangina mai mare. So, was she Jangina? Sure. Părea nu foarte fericită în relații, plăcea mai mult de fostul. Sure, a rămas singur acasă, s-a văzut cu fostul. E janghinos din partea ei. Dar autorul, cum povestește, cum a pus întrebarea la final, faptul că a înșelat primul, deci tu ai înșelat crezând că ea te va înșela, tu ai înșelat de o răzbunare de dinainte, pentru că știai că va rămâne singură acasă și aveai impresia că sigur o să mă înșele, așa că ai zis, las că înșel eu primul. My boy, am apăsat butonul greșit. My boy, Jangina. I'm sorry. Și ai făcut-o cu multiple persoane. And you did it at my birthday dinner. Oh my God. Time and place. And you did it at my birthday dinner. That was easy. Asta a fost ediția numărul 5 din Cine este Jangina, ediția despre iubire, drame, trădare, pătrate, triunghiuri amoroase și toate chestiile. Puteți să trimiteți poveștile voastre pe cinejangina@gmail.com și nu uitați să dați subscribe și clopoțel și everything, pentru că 80% din voi nu sunt subscribe, dar vă uitați. For free! Dați subscribe. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc mult, Adi David. Nu uitați să-l urmăriți pe Adi David, o să vedeți toate descrierile lui în cutiuța de jos, în descriere. Vă mulțumesc, la revedere. Eu, fiind delusional, am zis că n-are nimic și că voi reuși să-l fac să se despartă de ea pentru a fi al meu. Îl văd cum se duce la baie și ia din dulap o unghieră, își dă șosetele jos și începe să-și taie o unghiere de la picioare. I-am spus după câteva luni, hei, te plac, mi-am luat reject de nenumărate ori. Mi se părea ciudat că tocmai ce zisese că nu vrea relație, dar totuși m-ai sărutat. Mi-a spus că și ei îi place de el și că mai bine încetez, că nu s-ar uita niciodată la mine. Măi, fetiță!